celei de o ființă și de viață făcătoarei și nedespărțitei trăimi, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Și în mare podoabă te-ai îmbrăcat, cel ce te-ai întins, cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce-ai întins cerul ca un cor, cel ce acoperi cu ape cele mai deasupra ale lui, cel ce pui norii suirea ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slugile tale pară de foc, cel ce-ai întemeiat pământul pe temeliile lui și nu se va clătina în viacul viacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui, peste munți vor sta ape. De certarea ta vor fugi, de glasul tunetului tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotarea ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici, setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăp munții din cele mai deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale, se va sătura pământul. Cel ce răsear iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib, locașul cu costârcului în chiparoș, munții cei înalți, adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ale noastre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii, puilei lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor, răsărita soarele și s-au adunat și în curcușile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. În pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru sfântă mănăstirea
aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu, intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru preasfințitul episcopul nostru Petroniu, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru preacuvioasa Maica noastră Marina Stravofora, pentru sănătatea și pentru mântuirea ei și pentru toți ostenitorii acestei sfinte mănăstiri, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru cârmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos oaste, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru sfânt lăcașul acesta, mănăstirea aceasta, pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință viețuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru bună întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe preasfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne, că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericit bărbatul care ne-a umblat sfatul necredincioșilor.
Oh.
de jurul butelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug, ca să-mi desvinovățesc păcatele mele. Cu oamenii cei ce fac fără lege nu și nu mă voi însoți coleșilor. Certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar untul de len al păcătoșilor să nu ungă capul meu. Că încă și rugăciunea mea este împotriva verilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorilor. Auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit ca o brază de pământ sau rupt de pământ, risipit-o sau oaselor îngăiat. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-a pus mie și de smintenile celor ce fac fără de lege. Tădeau fără mreașa lor păcătoșii, feriți sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul m-am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Că lipsea dintr-o mie Duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat, ascuns sau cursă mie, luat am seamă de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierita fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către tine, Doamne, zis-am, Tu ești nădejdea mea, patria mea, ești pământul celor vii. Ia aminte la rugăciunea mea că m-a smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să se mărturisească numele Tău. De mine mă așteaptă dreptii până cei vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Sărbătorindu-se ziua nașterii lui Irod, cel fără de rușine, s-a plinit legătura jurământului aceluia, cu scurcata jucătoare, cățăindu-se capul înainte mergătorului, a fost adus ca o mâncare în blid. La cei ce ședeau o spățurând, o lucru necuvincios și plin de ucidere, dar noi pe botezătorul ca pe cel mai mare între cei născuți din femeie, după vrenicie cinstindu-l îl fericim. Eu, urechile tale, cu luarea minte, la glasul rugăciunii mele. Jucata ucenița tot vicleanului și a luat plată capul tău înainte mergătorule. O spăți plin de sângiuiri, mai bine ar fi fost de nu te-ai fi jurat. Irod fără de lege, fiule al minciunii, iar de te și jurat, nu te-ai jurat bine, mai bine ar fi fost de ai fi mințit și să dobândești viața decât să te ții de jurământ și să tai capul înainte mergătorului. Dar noi pe botezătorul ca pe cel mai mare între cei născuți din femeie, după vrednicie, cinstindu-l, îl fericim. Că te vei uita la fără de lege, Doamne, Doamne, cine l-a fel suferi, că la tine este milostivirea, nu ți se cădea ție, Irod, pe văditorul de asfrânării să-l strândești la moarte, pentru pofta davolească și pentru învermântarea spre turbată de sfrânare. Nu ți se cădea ție să dai cu greșeală femeii, celei fără de lege, prea cinstit capului pentru jurământul dat pentru un joc. O, cum ai îndrăznit a face o ucidere ca aceasta? Și cum nu s-a ars spurcată judejucătoare, aducându-l pe acesta în mijlocul ospățului? Dar noi pe botezătorul
ca pe cel mai mare între cei născuți din femeie, după vrednicie cinstindu-l, îl fericim. Te-am așteptat, Doamne, așteptat aspectul meu spre cuvântul Tău, nădăjduita sufletul meu în Domnul. Iară și rodiadă turbiază, iară se tulbură, așa ca măgitor și băutură cu șelăciune. Botezătorul a fost să ia și rosa tulburat, pentru rugăciunile înainte mergătorului Tău. Doamne, dă pace sufletelor noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sărbătorindu-se ziua nașterii lui Irod, cel fără de rușine, s-a plinit legătura jurământului aceluia, cu spurcata jucătoare, cătăindu-se capul înainte mergătorului, a fost adus ca o mâncare împlit la cei ce ședeau. O spațurând un lucru necuvincios și plin de ucidere, dar noi pe botezătorul, ca pe cel mai mare între cei născuți din femeie, după vrenicie cinstindu-l în fericim. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cine nu te va ferici pe tine, preasfântă Fecioară, sau cine nu va lauda prea curată nașterea ta, că cel ce a strălucit fără de ani din Tatăl, Fiul unul născut, același din tine cea curată a ieșit, în chip de negrăit întrupându-se din fire Dumnezeu fiind, și cu firea înfăcându-se pentru noi, nu în două fețe fiind despărțit, ci în două fire neamestecate, fiind cunoscut de acela roagă curată cu totul fericită, să miluiască sufletele noastre. Sufletele noastre, pe acela roagă să curățească cu totul fericită. Lumina, lina, a Sfintei slave, a Domnului Ceresc, Celui fără.
Domnul Dumnezeul vostru și nu mă schimb, și voi, feciorii lui Iacov, v-ați depărtat de lege și nu ați păzit-o, pentru aceasta întoarceți-vă la mine și mă voi întoarce la voi, zice Domnul Atotțiitorul, și vă vor ferici pe voi toate neamurile și vor cunoaște că eu sunt Domnul, cel ce voi judeca între cel drept și între cel fără de lege în ziua aceea, pentru care eu voi face mântuire celor ce mă iubesc pe mine. Deci cunoașteți și vă aduceți aminte de legea lui Moise, robul meu, precum v-am așezat vouă în Horeb, orunci, dreptăți către tot poporul lui Israel. Și iată, eu voi trimite vouă pe Ilie, desmitarul, mai înainte până ce va veni ziua Domnului, cea mare și luminată, care va întoarce inima tatălui spre fiu și inima omului spre vecinul său, ca venind să nu bat pământul de grab, zice Domnul Atotțiitor, Dumnezeul Sfântului Israel. Înțelepciune! De la înțelepciunea lui Solomon, citire. Să luăm aminte! Dreptul de va ajunge să se sfârșească într-o dignă va fi, dreptul murind va osândi pe necurații cei vii, că vor vedea sfârșitul dreptului și nu vor cunoaște ce a sfătuit, pentru dintre sfinți soarta lui este. Rătăcit am dar din calea adevărului și lumina dreptății nu ne-a strălucit nouă și soarele nu ne-a răsărit nouă. Umplut un neam de cărările fără de lege și ale pierzării și am umblat pe cărări neumblate. Iar calea Domnului nu am cunoscut-o. Să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem... Doamne, miluiește! Doamne, tot stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta! Rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru preasfințitul episcopul nostru Petroniu, pentru cinstita, pentru sănătatea și mântuirea lui. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru preacuvioasa Maică Stareță Marina, împreună cu toți viețuitori, ostenitori acestei sfinte mănăstiri, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru viitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Frații noștri, ieromonah, preoți, rodiacon, diacon, monași și monahii, și pentru toți și întru Hristos, frații noștri. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm fericiții pururea pomeniții ctituri acestei sfinte mănăstiri și pentru toți și mai înainte adormiți părinți și frații noștri drept slăvitori creștini,
care odihnesc aici și pretutindeni. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. În care rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, închinători, ctitori și binefăcători ai acestui sfânt local. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doctorul sufletelor și al trupurilor, cu umilință și cu zdrobire de inimă cădem că înaintea ta și suspinând strigăm ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletului și ale trupului, roabei tale, Maica noastră Marina, și ca un bun iartă ei toată greșeala cea de voie și cea fără de voie și de grab ridic-o din patul durerii. Rugăm-ne ție, auzi-ne și pe dânsa o miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce nu voiești moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu, îndură-te și miluiește pe roaba ta, Maica Marina, milostive, contenește-i boala, ușurează-i suferința și toată neputința, încetează-i răceala, potolește-i fierbințeala, tinde mâna ta cea tare și-o ridică din patul durerii, precum oarecând pe fica lui Iair și sănătoasă o arată. Rugăm-ne ție, Doamne, auzi-ne și pe dânsa o miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce ai primit lacrimile lui Ezechia și ale lui Manase, pocăința ninivitenilor și mărturisirea lui David și de grab i-ai miluit, primește și rugăciunea noastră, ce se aduce ție cu umilință întru tot bunule împărate și ca un îndurat miluiește pe roaba ta, Maica stareță Marina, dăruindu-i sănătate. Cu lacrimi ne rugăm ție, izvorule al vieții și al nemuririi, auzi-ne și de grab ne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfântă și întru tot cinstită mănăstirea aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei care cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine mare și bogată milă. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție mărire-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia, și-n vecii vecilor. Amin. Vrednicește-ne, Doamne, seara aceasta fără de păcat să ne păzim noi. Bine ești cuvântat, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne în dreptările Tale. Bine ești cuvântat, Stăpâne, înțelepțește-ne cu dreptările Tale. Bine ești cuvântat, Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale.
Doamne, mila Ta este în veac, lucrul mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să plinim rugăciunea noastră cea de seara Domnului. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește, ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Seara toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, la Domnul să cerem. Ce credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și a trupurilor noastre, la Domnul să cerem. Doamne! Milă și iertare de păcate și de greșelile noastre, la Domnul să cerem. Sufletelor noastre și pace lumii, la Domnul să cerem. Doamne! Cealaltă vreme a vieții noastre, în pace și într-o pocăință o să vârși, la Domnul să cerem. Și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești, ți-e slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor și Duhului Tău. Capetele noastre Domnului să le plecăm. Ție, Doamne! Fie stăpânirea împărăției Tale binecuvântată și prea slăvită a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ce te vom numi, prorocule, înger apostol sau ucenic, înger că ai vestuit ca fiind fără de
miluiască sufletele noastre. Iar acum la marginile lui
credincioșilor creștini și trimite peste noi milele tale cele bogate pentru rugăciunile precurate Stăpânei noastre de Dumnezeu răscătoarea și pururea Fecioară Maria cu puterea cinstitei de viață făcătoare cruci, ocrotirile cinstitilor cereștilor de trupești puteri pentru rugăciunile cinstitului slăvitului proroc înainte mergător și botezător Ioan, a cărui tăierea capului o să vă sărbătorim astăzi, ale sfinților slăviților și întru toți răutaților apostoli, ale Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat ocrotitorul României, ale celor între sfinți părinței noștri, mai rudascăle ai lumii și ierari, Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul, și Ioan, Gură de Aur, ale sfinților ierari, Atanasie, Chiril și Ioan, cel milostiv, Patriarh Alexandriei, ale sfinților Nifon, Atanasie, Patelanie, Patriarhii Constantinopolului, ale celor între sfinți, părinței noștri, Nicolae, Arhiepiscopul Milor Lichiei, Spiridon al Trimitundei Nectariele de la Echina, Făcătorii de Minuni, Bretanion, Teotim și Efrem, Episcopii Tomisului, Irineu de Sirmium, Niceta, Dremesiana, Iachim de la Vicina, Antimi, Virianul și Grigore, Dascălul, Mitropoliții Țării Românești, Varam, Dosoptei și Teodosie de la Braz, Mitropoliții Moldovei, Iosif cel Nou de la Partoș, Mitropolitul Banatului, Gelasie de la Râmbeț, Ilie Oresta, Vavran, Cobii, Simeon, Ștefan, Șandrei și Aguna, Mitropoliții Transilvaniei, Petru Movilă, Mitropolitul Chievului, Leontie de la Rădăuți, Ioan de la Râșca și Secu, Pahomie de la Gledin, Episcopii Romanului, Calinic de la Cernica, Episcopul Râmnicului și ale tuturor sfinților ierării, ale Sfântului întâi mucenic și arhidiacon Ștefan, ale sfinților slăviților mari mucenici, Gheorghe, purtătorul de miruință, Dimitrie, izboritorul de mir, Teodor, Tiron, Teodor, Stratilat, Milan, Ioan, Mina și Ioan cel Nou, de la Suceava, ale sfinților, sfințiți, mucenici, Hararambie și Ereferie, ale sfinților, mucenici, Epitet și Astion, de la Hatiris, Nichita și Sava de la Buzău, Zoti, Catală, Camasie și Filip de la Niculițel, Emilian, Dasie, Nicandru, Marcian, Iuliu, Veteranul, Pasicrat, Valentin și Sihie de la Dorostorul, Chiril, Chindeu și Tasie de la Cernavodă, Macrobie, Gordian, Helie, Lucian și Valerian de la Tomis, Anastasia, Claudiu, Castor, Sembronian și Nicostrat de la Sirmium, Donat și Silvan, Diaconii, Roman, Preotul și Venus din Cibales, Maxim, Vintilian și Dadas, Dinozovia, Singidiu, Hermes și Lup, Sergie și Vachiu, Avalahul,
ai săi, Constantin, Ștefan, Radu, Matei, Sfernicul, Ianache, ale sfinților, preoți, mărturisitori, Ioan din Gale și Moise din Sibien, Atanasie, Todoran din Nichigiu, Vasile din Mocot, Grigorie din Zadra, Vasile din Terciu, ale sfintelor mucenițe, Filofteia de la Curtea de Argeș, Tatiana de la Craiova, ale tuturor sfinților bun biruitori, și mucenici și mucenițe, ale sfinților voievoși Ștefan cel Mare, mitropolit al Moldovei și Neagoie, Basarab al țării românești, ale sfinților cuvioși de Dumnezeu, purtători părinții noștri, Ioan Casian, German și Dionisie Exipul, cei din Dobrogea, Dimitrie cel nou, protitorul Bucureștilor, Grigore de Tapolitul de la Bistrița Vâlcii, Nicodim cel sfințit de la Tismana, Daniil Sihastru de la Voroneț, Ioan de la Prislop, Simeon și Amfilofie de la Pângărați, Iosif și Chiriaș de la Bisericaan Rafael și Partenie de la Dacia Veche, Chiriaș de la Caslău, Vizarion Sărai, Sofronie de la Alba Iulia, Antonie de la Iezărul Vâlcii, Paisie și Ioan Iacob de la Neamț, Vasile de la Boiana Mărului, Onufrie de la Vorona, Antipa de la Calapodeș, Gheorghe de la Fernica și Căldărușan, Iosif de la Vărate, Ioanichie cel nou de la Mușeli, Rodion de la Lainici, și ale tuturor sfinților cuvioși părinți, ale sfintelor cuvioase maici, Parascheva de la Iași și Teodora de la Sicla, și ale tuturor sfintelor cuvioase maici. Ale sfântului proroc înainte mergător și botezător Ioan, a căror puterii pomeniri o săvârșim, ale sfinților dreptilor dumnezeiești, părinți Ioachim și Ana, și ale tuturor sfinților, rugăm-ne, mult milostive Doamne, auzi-ne pe noi, pătătoșii, care ne rugăm ție și ne miluiește pre noi. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru preasfințitul episcopul nostru Petroniu, pentru sănătatea și mântuirea lui. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru binecredinciosul poporul de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașului și ai statelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru tot sufletul creștinesc și necăjit și întristat, care are trebuită de mila și ajutorul Dumnezeu pentru apărarea țării acestuia,
ca celor ce vețuiesc în ea, pentru pacea și bunașezarea întregii lumi, pentru bunăstarea Sfintelor Dumnezeu Biserici, pentru mântuirea și ajutorul celor care cu osârdie și cu frică de Dumnezeu se ostenesc și slujesc, părinți și fratei noștri, pentru cei primiști, pentru cei ce sunt în călătorie, pentru tămădirea celor care zac în boli, pentru odihna, ușurarea, iertarea păcatelor și fericita pomenirea tuturor celor care mai înainte s-au mutat în dreapta credință, pentru părinții și frații noștri, trebăitori creștini, care dinnesc aici și prezutrine, pentru izbăvirea celor robiți, pentru frații noștri care sunt în slujbe, pentru cei ce slujesc și au slujit în Sfântă Mănăstirea aceasta, să zicem... Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm ca să se păzească Sfântă Casa acesta, țara aceasta și toate orașele și satele, de boală, de foame, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de răia altor neamuri asupra noastră se zvârșă dintre noi, pentru ca milostiv blânsile învățăr să ne țină bunul și viitorul oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne bănuiască pe noi de mustarea lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm și pentru ca Domnul Dumnezeu să audă glasul rugăciunii noastre a păcătoșilor și să ne miluiască pe noi. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, prezenți la această slujbă de priveghere și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
Doamne Iisuse Hristos, Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile prea curate, stăpâre noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu puterea cinstită de viață rugătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitilor și cereștilor lătrăgăștilor puteri, pentru rugăciunile cinstitului, slăvitului proroc, până de mergătorului, botezătorului Ioan, ale sfinților, slăvitilor, răzătorilor, apostoli, ale sfinților, slăvitilor, bunilor, mucenici, ale sfinților, cuvioși, și de Dumnezeu portător părinței noștri, ale Sfântului Botezătorului Ioan, a Crepotilor Săvârșim, ale Sfinților Tăi, Sfântului Părinților Atim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților Tăi, bine primită fără păciunea noastră. Amin. Dăruiești iertare greșelilor noastre. Amin. Acoperă-ne cu acoperământul aripilor sale. Amin. Depărtează de la noi pe tot prăjumașul și potrivnicul, pe facă viața noastră, Doamne, miluiește-ne pe noi și lumea Ta și mântuiește sufletele noastre ca un bun și iubitor de oameni. Ca să-mi facă fără de lege.
miluiască sufletele noastre. Ata este împărăția și puterea și slava a Ta
Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Binecuvântat de a
său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și-n vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție. Adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Proroc înainte mergător și botezător Ioan, ocrotitorul acestui Sfânt Lăcaș, pe care astăzi îl prăznuim, ale Sfinților Drepților Dumnezeiești Părinți, Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi! Amin. Preacucernici părinți, preacuvioase maici, iubiți credincioși, pelerini ai Sfintei Mănăstiri Bic, să dăm slavă Bunului Dumnezeu pentru că ne-am vrednicit să mai ajungem cu toții aici, la Bic, în vârf de deal, în frumosul nostru Ardeal, să ne rugăm lui Dumnezeu, să ne rugăm aici Domnului, să ne rugăm Sfântului Ioan Botezătorul, ocrotitorul acestei sfinte mănăstiri, pe această vreme călduroasă și frumoasă de vară. Aduc binecuvântarea preasfințitului Părinte Petroniu, care mâine dimineață va oficia Sfânta Liturghie Adierească într-un ales sobor de preoți. Mulțumim din inimă preacuvioasei Maicii Starețe Marina. Îi mulțumim pentru dragostea cu care ne primește și ne găzduiește întotdeauna. Îi dorim Maicii Starețe Marina ca Bunul Dumnezeu să o crotească și să-i dăruiască, în primul rând, multă sănătate, ca să conducă pe mai departe această frumoasă mănăstire. Să ne rugăm lui Dumnezeu pentru Maica Marina și să o pomenim în rugăciunile noastre, pentru că de mai bine de 30 de ani, cu timp și fără timp, cu ajutorul lui Dumnezeu, și cu ajutorul multor, multor, multor oameni de bine și al nostru al tuturor, s-a realizat aici acest Sion dumnezeiesc. Bunul Dumnezeu să-i dăruiască Maicii Starețe Marina multă sănătate. Iubiți credincioși, am început slujba privegherii din această seară cu vecernia cu litie. În cele ce urmează am să vă prezint întreg programul duhovnicesc din această seară
și de mâine. Vor urma molitvele sau rugăciunile de dezlegare care vor fi citite aici în față, iar cei care doriți să vă spovediți o puteți face în Biserica Mare a Mănăstirii. Cuvântul de învățătură din această seară îi va aparține părintelui Bogdan Fluieraș, fiul al Sălajului, consilier eparhial al Arhiepiscopiei Sibiului și preot în Sibiel, județul Sibiu. După cuvântul de învățătură, va urma acatistul Sfântului Ioan Botezătorul, pricesne, apoi cu lumânări aprinse în jurul orei 12, înconjurarea Bisericii de Lemn, apoi rugăciunile și molitvele Sfântului Ioan Gură de Aur și ale Sfântului Vasile cel Mare, dezlegările, urmate de utrenie și paraclisul Maicii Domnului. Mâine dimineață, la ora 7, se va săvârși taina Sfântului Maslu și aghiazma mică, sfințirea apei, urmând ca în jurul orei 9:30 să îl primim în mijlocul nostru pe preasfințitul Părinte Petroniu, episcopul Sălajului, care cu ocazia sărbătorii tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul va săvârși Sfânta Liturghie arhierească într-un ales sobor de preoți. Bunul Dumnezeu să vă dăruiască, iubiți credincioși, multă sănătate și o seară duhovnicească de rugăciune, pentru că rugăciunea ține lumea. Bunul Dumnezeu să ne ajute tuturor!